Suntem la orfelinatul Speranța, împreună cu copiii de la orfelinat și împreună cu păstorii din România, care au venit să viziteze. La orfelinat au fost până acum de Crăciun 24 de copii, au rămas 20 de copii, 10 băieți și 10 fete. Capacitatea lor este mai mare, dar din cauza lipsei fondurilor nu mai primesc alți copii deocamdată. Este un orfelinat susținut într-o anumită măsură de biserice pentecostale, de misionari americani, misionari australieni și noi suntem parteneri la această lucrare. Noi susținem masa acestor copii, dar dăm și bani ocazional. Pentru renovare, pentru cumpărare de paturi noi, saltele sau o mobilă nouă. Suntem bucuroși să fim cu o parte dintre acești copii. Vreau să-l întreb pe pastorul Daniel. Cum ți se pare un orfelin malgaș? În primul rând, suntem bucuroși toți că putem să luăm parte la acest proiect în măsura posibilităților. Rugăm lui Dumnezeu să mai deschidă uși și pentru alții și pentru noi. Sunt încântat, am vrut să văd un orfelinat aici, având în vedere că ne ocupăm acasă de așa ceva. Ne rugăm lui Dumnezeu să mai găsească oameni care să ajute, să sponsorizeze și măcar să se ajungă la capacitatea maximă a celor care pot să stea aici. Dumnezeu să binecuvânteze și El pe cei care se implică și credem că educația care o primesc aici este o educație bună. Este o educație bună și este să se pune accentul pe lucrarea creștină, pe nașterea din nou. Fiecare seară au timp de părtășie. Ne bucurăm să auzim și încă o dată zic specific, ne bucurăm că putem lua parte la acest proiect. Prin ceea ce am putut aduce din țară. Mulțumim celor care se implică, familiei Șaitiș, celor din țară. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.